Salutare, prieteni, cu voi iarăși Moton Show, deci Killy Willy mă urmărește pe mine. Iar dacă vreți să apare în următorul video, scrie în comentarii la ce minut apare Killy Willy. Nu uita să rup butonul de like să te abonezi. Oh, fulgere! Hage oage, chizumisi! Popi, uitați-vă, acolo sunt diferiți, uitați-vă diferite culori de păpușile acestea din Popi Playtime. Ok, uitați-vă, Popi a salvat-o pe chizumisi și pe Hage oage. Oh, foarte multe dulciuri. Stai, dar nu înțeleg de ce Popi i-a salvat pe ei. Oh, i-a hrănit. Dar de ce i-a hrănit? Și-a băgat la culcare. What? I-a scos din cușcă după care i-a hrănit și i-a dat mâncare. Uitați-vă ce față ciudată are păpușa Popi. Înseamnă că ceva aici nu e în regulă. Ha? Ok. Uitați-vă, Popi a nebunit și i-a băgat lui Hage Oage negru o doză de o injecție cu ceva. Oh! Uitați-vă, ăsta este Hage Oage, sau mai bine zis, este Killy Willy. Stai, ce? Ce e aia? Oh! O să deschid acum lăcata cu ajutorul acestei chestii. Oh, a deschis lăcata și acum va reuși să fugă de aici. Oh, oh, Popi, soldații în roz și Killy Willy, uitați-vă, în spate, nebunește cu totul. Stai, de ce se râde nebune? Uitați-vă, băi, nebunilor în spate. Oh, oh, i-a deschis cușca a lui Killy Willy. Nebune aceștia din Popi, din soldața roșie și Popi au nebunit. Oh! I-au omorât pe toți! Killy Willy a nebunit cu totul! Fugi, Popi, nu! Oh! Nu! Au omorât-o pe Popi! Să ce? Oh! A venit rândul și a... Hage Oage și Chisimisi! Fugiți! Oh, doar că nu este ieșire. Oh, stai, a găsit o altă injecție cu... Cu ce aia? Vaccine. Vaccine împotriva lui Killy Willy. Oh, uitați-vă, se injectează. Nu, Hage. Oh my god, acum se va Hage se va transforma într-un monstru nebun. Oh my god, uitați-vă. Oh, ce? Hage Oage a ajutat-o, uitați-vă, a băgat-o în videlare pe Chisimisi și a reușit să fugă. Acum Hage Oage se luptă. Oh my god! Hage Oage se luptă cu Killy Willy. Cine va câștiga exploziv? Deci va exploda chimia aia, uitați-vă în spate. Oh! Oh my god, numai nu spune, uitați-vă! Chisimisi fuge din această uzină și Popi a explodat uzina Popi. Oh, cine este în spate? Killy Willy, uitați-vă, este în spate. Hage Oage, Chisimisi, jucătorul și gata. A venit sfârșitul nostru. Oh, Hage Oage și Chisimisi s-au speriat. Ce asta s-a auzit? Ce poate fi în atât de îngrozitor că i-a speriat și pe ei? Eu mă gândesc doar că nu! Este imposibil, a spus Popi. Oh, uitați-vă cât de ciudat arată Killy Willy. Oh, l-a omorât pe jucător. Oh, uitați-vă. Mama! Nu! Eu am mâncat-o pe mama a Popi. Eu sunt viu. Oh, doamne! Ce-i cu aia? Jucător. Hage Oage... Oh, doamne, Hage Oage a vorbit? Acum... Nu este timp pentru întrebări. Haideți să fugim. Hei, spuneți-mi tot adevărul. Ce se întâmplă și unde noi mergem și ce? Oh, jucătorul a devenit. Ce s-a întâmplat cu mine? Mașina te-a creat pe tine într-o jucărie, te-a făcut. Oh, ești urâtă. Îți cere scuze. Da, este foarte prost.
I didn't need to talk to you before. Ok. You were a threat to Plato. Tu ai intrat în popi, de aia trebuie să te eliminăm pe tine. Și ce s-a schimbat? Dar acum Killy Willy s-a reîntors, acum la noi avem foarte multe probleme. Killy Willy, așa-l cheamă pe acest monstru? Este o poveste foarte îngrozitoare, a spus Poppy. Oh, Doamne, în locul acesta este totul îngrozitor. El trebuie să știe adevărul, să știu ce, spune. Bine, o să-ți spun totul. Ok. Ok, deci mașina aceasta care îți creează jucării. Odată, Poppy Playtime a decis să facă un altă jucărie, Killy Willy. Silly Billy was supposed to be an elf on the shelf toy. Deci Killy Willy trebuia să fie doar un elf. Un elf doar că și după care toți lucrătorii au început să râde. După care Killy Billy... Oh my gosh! După care l-a aruncat-o pe... A aruncat-o pe jucăriile cu defecte unde le-a ars. Oh my god! După care Killy Billy s-a transformat într-un monstru foarte urât. Și a decis să-i mănânce pe toți. Să se răzbune pe toți de care a fost creat. Oh my god. And Killy Willy was born. Și după care a apărut Killy Willy. Deci Killy Billy l-a chemat de la început, după care a fost prins și a fost captivitat într-o gaură în această fabrică. Și gata? Și el a stat acolo tot acest timp? Da, noi pur și simplu nu avem vreo tehnologie cu care îl putem elimina pe Killy Willy. We might have a chance. Doar că acum avem vreo șansă din motiv că tehnologiile au devenit la un alt nivel. Deci, iar playerul se teme. Oh my god, uitați-vă cum. Eu pur și simplu îl simt. El este în camera de unde e paznicul. El face ceva foarte rău. Ok, monștri vorbitori. Oh, dar acum ce se întâmplă? Dar acum, Killy Willy încearcă să ia sub control său toată uzina aceasta. Ok. Shut up! This just makes our job easier. Ok. Acum dacă s-a stins lumina și toate camerele cu arme s-au deschis. It's an experimental rocket launcher. Este... Deci trebuie de instalat această armă trebuie de instalat pe gradpack-ul al lui jucător. Ok. Oh my god. Ai o altă idee, jucătorule. Ok, haide să fugim. Dacă s-au stins lumina, înseamnă că toate ușile... Dacă s-au stins ușile... You mean Kissy Missy, the pink lunatic that tried to eat me? Tu despre Kissy Missy? Please, player. Okay. You've got the grab pack. Jucătorule, tu trebuie să te folosești de această armă. Okay. Trebuie să te gândești la aia înainte ca să mă omori pe mine. Bye. Pa, pa, jucătorule. Deci s-a luat rămas bun cu jucător. Deci cred că este... Eu nu o să-i permit să-ți... Oh! Oh my god! Huggy-Wuggy a murit, prieteni! Uitați-vă, a fost lovit! Eu știu cine ești tu! Oh! Killy Willy a mâncat-o pe păpușa Poppy! Nu! Nu, Poppy! Oh! Huggy-Wuggy a fugit? Oh my god, doar că a fost rănit! Nu! Oh my god! Și cum este ideea de a fugi? Da, da, acum poți să te râzi. Eu măcar m-am gândit că... Stai, ce vrea să facă? Te rog, nu mă mânca pe mine. Cât de tare nu aș vrea să te mănânc pe tine, îmi trebuie ajutorul tău. Așa că trebuie să îi salvăm pe Poppy și pe Kissy Missy. Este doar... Ok. Tu singur ai văzut cum omul poate să se transforme în jucărie. Nu, tu... Numai nu spune că voi toți ați fost oameni?
Și de aia zi, uitați-vă, ei toți au devenit prieteni, au jucărit din cauza că au fost aruncați în mașina aia care te transformă în păpuși. Ok, și familia a lui Hagi, Vagi este Poppy, fica lui și Kissy Missy, soția lui, în sfârșit. Deci l-a ajutat-o pe player. Uitați-vă, Killy Willy se plimbă, uitați-vă cât de ciudat arată Killy Willy. S-a aprins lumina. De ce nu ne-a atacat pe noi? Ok, metabolismul la Killy Willy este foarte lent, de aia nu i-a mâncat că a mers acasă să se odihnească. Ok, deci, Huggy Wuggy. A devenit foarte cald. Stai, dar de ce a devenit cald? Huggy Wuggy? Ce nu e în regulă? Stai. Vrea să-l mănânce pe jucător? Ține-te în mâini! Huggy Wuggy, te rog! Ce s-a întâmplat? Într-o secundă tu ai devenit canibal. Trebuie să mă țin în mâini. Da. Nu trebuie să ne bunim înainte de a ne întâlni cu Killy Willy. Gata, practic am ajuns. Oh my god. Sorry, prieten, că traduc atât de greu. Stai, am fost aici înainte. De ce el nu m-a atacat pe mine, Killy Willy? Uite în jos. Da. Killy Willy acolo trăiește. La fundul acestei găuri. Și acum, pentru că să ajungem la el, trebuie să plecăm în jos. Tu pe mine nu mă crezi? Nu ți este frică de mine, nu o să-ți fac nimic. Hai, ajută-mă să ajut. Bine, Huggy Wuggy. Eu asta o fac nu pentru tine, doar pentru să o salvez pe Poppy. Deci, uitați-vă. Deci, jucătorul a decis să-l ajute pe Huggy Wuggy să-i salveze familia lui. Și au căzut la... Gata. Folosește privirea, doar că eu nu pot să văd prin această ceață. Gretpacul ne-a ajutat. Ok. Deci Huggy Wuggy i-a propus să sară, doar că jucătorul a spus că nu. Tu pe mine nu mă crezi. Nu trebuie, deci, prieteni, Huggy Wuggy spune să sară, doar că jucătorul este frică să sară. Au căzut. Doamne, ce este cu locul lui? Ok. Dar unde tu l-ai lăsat pe monstrul ăsta, ca cum ar fi Killy Willy? Deci, uitați-vă unde trăiește Killy Willy într-o... Killy Willy! Ok. Stai, uitați-vă! Huggy Wuggy are frică de... Nu! Te rog! Noi suntem ca și tine! Uitați-vă! Huggy Wuggy nebunește cu totul! Bine! Pentru Poppy! Uitați-vă! Puterea păpușii! Uitați-vă, a aruncat cu chestia aceasta în... Uitați-vă, jucătorul i-a salvat pe Poppy și pe Kissy Missy! Voiam să te las pe tine, pe Kissy Missy, pe doctor, deci pe toți. Deci sunt bucuros că m-am întors. Foarte multe lucruri te face să te las. Uitați-vă, jucătorul și... Huggy Wuggy și Poppy fac curățenie. Și sunt foarte bucuroși. Stai, ce se întâmplă? Stai, de ce? De ce omul ăsta a fugit?
se râd, au plecat. Wow! Ce-au văzut ei? Ce-au văzut ei că sunt atât de bucuroși? Oh, uitați-vă, s-au deschis ușile! Nu! Oh my god, uitați-vă! Popi a ieșit afară! Deci, a început să funcționeze alerta. Doar că ce se întâmplă? Băi, de ce ați voiați să fugiți de aici? Nu, nu, asta e el. Nu eu. Oh, Popi, uitați-vă, a pus toată vina pe Hagiwagi. Da, sunt eu de vină. Oh my god, uitați-vă. Oh, uitați-vă, este ținut captiv Hagiwagi. Popi, ce ai făcut? A dat toată vina pe Hagiwagi. Oh, ce se întâmplă, uitați-vă. Este ținut, încătușat. Ce cu pistolul ăsta? Oh, uitați-vă, i-a pus codul ăsta. Cum ar fi la, știți, codul de la produse alimentare. Oh. Doctorul a fugit ceva, nu a mers. Nu e regulă. Ah, Killy Willy. Oh my god. Cum a apărut Killy Willy? Hai. Uitați-vă, Popi vrea să-l salveze pe Hagiwagi. Oh, a lovit-o pe Popi. Popi a murit, uitați-vă, Popi a leșinat. Oh. Hagiwagi a nebunit, uitați-vă, l-a mușcat pe Killy Willy. Stai, Hagiwagi l-a omorât pe Killy Willy. Popi s-a speriat. Oh, l-a luat de mâine și au fugit. Killy Willy a murit. Eu nu cred că atât de ușor poate să moare un astfel de monstru. Popi și Hagiwagi vor să fugă de la uzina aceasta. Ce? Hagiwagi nu poate să iasă, uitați-vă, este un perete magic, un perete din laser. Din nou, Hagiwagi, trebuie să fugim. Trebuie să te strădui să fugi. Nu, este imposibil. Hagiwagi nu poate să reușească să iasă din uzina aceasta, uitați-vă. Mâinile sunt însângerate. Nu poate. Popi plânge. Stai, ce? Hagiwagi. Doar că Popi deja este rănită. Uitați-vă. Hagiwagi. Ei sunt, ambii sunt în pericol, prieteni. Hagiwagi. Uitați-vă, din cauza acestui cod, Hagiwagi nu poate să iasă din această Hagiwagi. Hagiwagi. Uitați-vă. Oh! Uitați-vă, cu mâna a Popi poate să-i șteargă acest cod. Haide, Popi, vei reuși, uitați-vă. Killy Willy a nebunit și o atacă pe... Te rog. Haide, te rog, trezește-te. Practic a dispărut codul. Da, a dispărut. Haide. Oh, Killy Willy i-a atacat pe ambii și... Ridică-te. Popi l-a salvat pe Hagiwagi și singur, uitați-vă, a rămas. Nu, Killy Willy, uitați-vă, a mâncat-o pe Popi. Oh my gosh. Fugi, Hagiwagi. Stai, ce? Are o altă idee? I-a rămas doar pantoful. A, păpușii Popi. Eu cred că acum va nebuni Hagiwagi. Sau o lasă. Ce se va întâmpla? Va nebuni sau va lăsa-o? Da, prieteni, Hagiwagi pur și simplu a nebunit cu totul. Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!